Acțiune amplă de ecologizare. Aceasta a fost efectuată de două clase de elevi ai Liceului Tehnologic Ioan Bojor din Reghin marți 10 noiembrie, alături de profesori. Munca a început de dimineață, iar înainte de toate a fost stabilit un traseu care să cuprindă zonele importante din oraș. Ecologizarea râului Văii Mării, așa îi spune traseul care începe de aici, de la Gat, și continuăm până jos spre Irta. Trecem prin cartierul Dacia, de acolo ne ducem mai departe până spre Irta. Pe o parte și pe alta acolo avem două maluri la râul ăsta, la Valea Mării. Și pe urmă de acolo ne întoarcem, o luăm pe strada Foișor, trecem pe Piața Mare, apoi o luăm pe Nicolae Bărcescu. Încheiem ecologizarea, până acolo avem traseul. Adunăm cu noi. Cum e cu covelegii? Bine. De ce ai vrut să vii? Pentru că se ajută mediul înconjurător. Ai mai participat? Da. Și cum ți se pare această acțiune, să faceți curat, să ajutați mediul, așa cum ai spus? Frumos. Ceilalți colegi, cum ți se par, încântați? Da. Crezi că e o idee bună? Veți mai face acest lucru? Da. Lucrăm, strângem mizeri. Și cum e? Cum vi se pare? Simplu. Merge treaba? Da, merge. Aveți mult de lucru? Avem. Ceilalți elevi sunt încântați? Da. Vei mai participa? Da, când va fi ocazia. Din punct de vedere a mediului, ne-am gândit că trebuie să facem o acțiune din asta, pentru că avem și persoane care mai aruncă așa peturi, hârtii, cartoane, și vrem să dăm, să facem un gest comunității, să facem o curățenie generală. Adică plastice, cartoane și eventual resturi de astea care se mai aruncă. Acțiunea s-a încheiat spre seară, când au fost adunați sacii, și chiar dacă a fost o zi plină de muncă, rezultatele le-au dat satisfacție celor care au luat parte la acțiune.